Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună pentru că din nou se întâmplă acum, îmi spunea Teddy că îmi stă părul aiurea în tramvai. I-am spus, Teddy, așa e. Este frizeriile închise și anume. Saloanele de beauty, de hair styling, este închise toate. O să rezolv în weekendul ăsta, Teddy. Am promis că nu pot să mai stau cu smocul ăsta, căci că am început să arăt ca... Nu mai dau numele, Dumnezeu să-l odihnească. Ce e cu polițiștii ăștia? Știu. Oameni buni, atenție. Avem câteva subiecte extrem de interesante. În primul rând o să intrăm într-o legătură telefonică cu un expert în domeniul medical să ne lămurim cum e cu transmiterea nenorocitului ăsta de virus COVID prin sex, prin act sexual. O să spuneți că nu e ora potrivită, că să uite și copii. Ba da, este ora potrivită. Este ora potrivită pentru că este o informație extrem de importantă. Nu am auzit subiectul acesta discutat pe micile ecrane. O să-l discutăm. Sunt studii care stau la baza subiectului. Al doilea. Am fost în pauza aceasta dintre a face emisiunea și a o prezenta pe post până la Fimea să mănânc și eu un pic, și anume în gură. Și am văzut poliția pe stradă. Astea sunt imagini de arhivă, ce vedeți. Am văzut poliția pe stradă făcându-și treaba. Adică verificând în trafic participanții care, apropo, dacă mă uit pe Calea Victoriei, jur că suntem pe 16 mai. Deși mă uit la ceas, nu suntem pe 16 mai. Bine, e trafic aproape normal. Ăla pietonal e mai cherel așa, mai subțire. Ăla auto e aproape normal. Dacă nu ești atent, te calcă mașinile, iar la semafor stai 40 de mașini ca să treci pe verde. Ideea este următoarea. Știți povestea, amenziile declarate neconstituționale, nu doar alea mari de sute de milioane, ci toate amenziile sunt declarate, astea legate de criza COVID și de documentele militare, de ordonanțele de urgență și actele militare emise în perioada asta. Băi, oameni bune, să vă spun ceva. O să-i avem la telefon pe doi oameni care știu foarte, foarte bine subiectul. Și atenție mare că este vizată o mare parte a populației. La telefon este domnul Lăzăroiu, pe care îl salut cu respect. Bună ziua! Judecător, toată viața va rămâne așa. Pot să spun, dacă vreți, fost judecător al Curții Constituționale a României, dar este judecător la Curtea Constituțională în mandatul trecut. Bună ziua, domnul judecător! Bună ziua, domnule! Și pe celălalt fir îl avem pe liderul Sindicatului Național, principalului sindicat din România, aproape 40.000 de membri, SNPPC-ul Coarnă. Bună ziua, mitică! Vă salut, domnul Baru. Acum, ideea e așa. Astăzi, domnul Lăzăroiu a ieșit în spațiu public după ce aseară l-am ascultat la Antena 3 foarte, foarte pertinentă intervenția domnului Lăzăroiu alături de președintele Dorneanu. Vă spun, eu nu sunt fanul nimănui, dar când lucrurile sunt corecte, sunt juridic acoperite, ca la fotbal, de regulament, și sunt prezentate pe înțelesul nostru al pălora mulți, atunci n-ai cum să nu fii de acord. L-am auzit aseară pe judecătorul Lăzăroiu, ăsta e și motivul pentru care l-am sunat acum pe domnia sa, spunând excepțional de pe înțelesul nostru ce se întâmplă cu aceste amenzi. Și astăzi zice domnul Lăzăroiu în presă că este vorba, unul dintre dumneavoastră are televizorul deschis, sonorul să-l închidă, ori mitică, ori domnul judecător. Să închidă sonorul televizorului la zero, ne auzim la telefon. Domnul Lăzăroiu, este sau nu abuz în serviciu ce face poliția acum în momentul în care îmi completează o amendă? Domnul Barbu, sigur că se pot întrevedea niște împrejurări ale abuzului în serviciu, dar cine să-l constate, cine să-l instrumenteze? Mă sperie ce întrebare puneți, domnul judecător. Nu, eu vă întreb. Păi stați un pic, domnule, abuzul în serviciu m-a învățat și pe mine în anii de început ai facultății că are elemente constitutive clare, că de-aia se cheamă, domne, cum stabilești că e o faptă penală? Păi are latură subiectivă, latură obiectivă, are elemente constitutive. Da, acum întrebare. Eu cred că aveți dreptate și că poate un polițist care are acasă familie, care este agent de poliție rutieră sau agent sau lucrător în jandarmerie sau lucrător, cei care au dreptul să dea amendă. Și el poate că nu știe sau nu a fost informat că ceea ce face acum, prin prisma deciziei Curții Constituționale, poate fi etichetat juridic, vorbind, ca abuz în serviciu. E, domnul Barbu, el poate chiar să știe treaba asta, dar gândiți-vă că el este o persoană sub ordin, este militar, el este sub un ordin. Deci el nu poate să încalce acel ordin
decât riscându-se. Domnul Coarnă, deci, să termine, da, domnul judecător, iertați-mă, domnul Lăzăroiu. Deci, polițistul acel agent constatator, este un militar de carieră și este sub un ordin. El ce să facă? Păi stați un pic, că acum vă întreb și eu, ca cetățeanul neștiutor de carte, domne, ce trebuie să asculte poliția? Ordinul sau litera și spiritul legii? Ce trebuie să facă? Și credeți că toți știu litera și spiritul legii? Păi știți că nu te exonerează, necunoașterea nu te exonerează de răspundere. Nu, dar el are un șef ierarhic superior, un ordin și e posibil ca să la un moment dat spune, domnule, nu îndeplinești ordinele, pentru că refuzi să le îndeplinești. Vreau deci să vă... sigur că el știe lucrul acesta. Dar... Înainte să auzim, ascultați-mă un pic, domnul Lăzăroiu, ca să vedeți cum evoluează lucrurile și, stimați telespectatori, credeți-mă că evoluează dramatic. Domnul Lăzăroiu știe foarte bine speța, eu doar vă spun vouă celor de acasă, o știe și domnul Coarnă. S-a făcut plângere de către Asociația Pacienților din România, plângere penală, în care sunt invocate decese ale unor bolnavi de cancer în perioada în care spitalele au fost închise... O secundă. Opriți sonorul televizorului, domnul Lăzăroiu, vă rog frumos. Atunci, Coarnă, oprește televizorul sau cineva de regie, avem un ecou. Mersi mult. Deci ideea e așa, stimați telespectatori. S-a făcut plângere penală împotriva Guvernului României pentru moartea unor români în perioada COVID, ordonanțe de urgență astea militare, pentru că, spune Vasile Barbu, liderul asociației, n-au fost primiți în spitalele închise și au murit. Dacă se va ajunge la plângeri penale împotriva poliției române pentru amenzi date în aceeași perioadă de stare de urgență care încă nu s-a încheiat, se încheie pe 14 noaptea la ora 24. Domnul Coarnă, ce fac? Cine îi apără în instanță pe polițiștii care, la ordin fiind, cum spune judecătorul Lăzăroiu, ies în stradă și execută ceea ce li se comandă să facă? Păi singurul în țara asta care îi apără pe poliții suntem noi, Sindicatul Național al Polițiștilor. Este primul element. Eu am făcut o recomandare încă din data în care aceste amenzi au fost declarate neconstituțional și am spus că dacă avem acea instigare la a aplica ordonanțele de urgență, am recomandat avertizmentul. Dumneavoastră vă auziți ce spuneți, domnul Coarnă? Cum adică instigare la aplicarea unei ordonanțe de urgență când ordonanța este document emis de Guvernul României în baza Constituției? Da, e declarat neconstituțional. Păi da, dar nu e... Eu cred că într-o țară primează Constituția, domnul Barbu. Da, domnul Coarnă. Vreți, ne place, nu ne place, trebuie să admitem că suntem un stat de drept constituțional. Dacă nu suntem un stat de drept velian, și atunci închidem discuția. Ce ați recomandat poliției prin intermediul sindicatului? Am recomandat polițiștilor și recomand și prin intermediul dumneavoastră, în ceea ce privește acele ordonanțe de urgență, să sancționeze cu avertisment. Recomand polițiștilor să folosească legea 61/1991 în ceea ce privește siguranța publică. Sigur, și celelalte elemente juridice pe care le avem la demandă cu... O secundă. Bună ziua, domnul Piperea. Rămâneți, domnul judecător, alături de noi un minut. Bună ziua, domnule avocat Piperea. Bună ziua. Poate să existe o cale de ieșire amiabilă și care să respecte legea din această situație delicată în care se află poliția română și, bineînțeles, cetățenii țării, care acum sunt încă amendați pe baza unei situații declarată neconstituțională de Curtea Constituțională a țării, una, acea ordonanță 34, în baza căreia se amendează lumea. Amenziile continuă la ordin ierarhic, la structurile ierarhice ale Ministerului de Interne și nu doar ale Ministerului de Interne, că sunt și alte instituții care veghează la respectarea normelor, da? Și vă întreb, în calitatea de avocat pe care o dețineți, ce anume ieșire din această situație trebuie, în primul rând, cetățeanul, dar nici polițistul nu trebuie lăsat în această capcană care poate duce către abuz în serviciu și dosar penal? Încep cu cetățeanul, pentru că aș prefera să mă pronunț cu mai puțină, cum să-i spun, tărie în legătură cu polițiștii. Cetățeanul, bineînțeles, că nu trebuie să protesteze mai mult decât îi permite legea, ci doar să facă plângere împotriva procesului verbal de contravenție, fără să plătească nimic. Pentru că plângerea va fi 100% admisă de instanță. De asemenea, nu trebuie să exagereze cetățeanul, pentru că își poate asuma niște riscuri mari. Autoritatea trebuie să fie respectată, chiar dacă ea este abuzivă.
abuzul nu sancționezi tu ca cetățean prin modul în care te comporți față de polițist, ci îl sancționează organele penale. Dacă este cazul, desigur că în cazul unor abuzuri, unor excese de zel, este posibil ca cine are interes să facă și plângere penală pentru purtare abuzivă. În ce privește pe polițiști, deși, repet, nu am căderea să le dau eu sugestii sau sfaturi, aș spune că există trei grade de comportament, de la radical la moderat către neutru. Modul radical în care trebuie să se comporte polițistul, pentru că atunci când se pronunță Curtea Constituțională, se pronunță ca și legiuitorul, și deci este obligatoriu și pentru autorități și pentru polițiști, este să nu mai dea niciun fel de amenzi. Modul moderat este cel pe care l-a sugerat domnul Coarnă, dacă am înțeles bine, să aplice sancțiunea avertismentului. Dar și asta s-ar putea să evite cetățeanul, pentru că avertismentul totuși este o sancțiune. Cetățeanul s-ar putea să se considere vexat de faptul că este sancționat pentru ceva ce nu mai are bază legală. Modul neutru, foarte rapid ar trebui ca cei care au creat această problemă, această enormă problemă, cei care au creat, așa cum spunea domnul Orban ieri, anarhie, adică chiar guvernul, să emite de urgență o ordonanță de urgență prin care să anuleze toate aceste amenzi, pentru că consecințele inexistenței unei astfel de ordonanțe de amnistie, dacă vezi din punct de vedere contravențional, sunt foarte grave. Sunt 320.000 de persoane care au fost sancționate. Imaginați-vă 320.000 de procese care ar covârși instanțele. Imaginați-vă costurile cu avocații pe care trebuie să-i pui ca să își facă plângerile respective. Și imaginați-vă după aceea toate procesele subsidiare care s-ar putea face împotriva agentului pentru acoperirea daunelor materiale și morale comise, cauzate prin aplicarea acestor amenzi. Întrebare, opinia dumneavoastră, domnul avocat. Stați un pic, că știu ce m-a întrebat. Ca să închid, recalcitranții, delinvenții, cei care n-au niciun respect față de lege, pot să fie sancționați de la legea penală, cum ar fi, spre exemplu, tulburarea liniștii și ordinii publice, până la acea lege de care vorbea domnul Coarnă, cu privire la siguranța publică. Foarte tare. Domnul Barbu, o secundă, domnul Coarnă, o secundă că vin la dumneavoastră și apoi la domnul judecător, o secundă. Domnul avocat a făcut o sinteză extrem de clară. Eu am recomandat avertismentul pentru că sunt între cetățean și șeful polițistului. Eu recomand avertismentul pentru ca polițistul să execute și acea dispoziție a șefului ierarhic și să mulțumească și cetățeanul. Corect, asta este abordarea juridică. Unor guvern trebuie cu prioritate să execute decizia curții și să corecteze printr-o ordonanță de urgență această mizerie neconstituțională pe care le-a trecut prin cap cu amenzi de 4.000 de euro. Fără să fie... Am înțeles, pentru că se grăbește, domnul Piperea, am să-l întreb pe domnul avocat și apoi, știind că ordinea ar fi trebuit să fie altfel, pe domnul judecător. Sau lăsați așa, întâi avocatul și apoi, ca o concluzie juridic vorbind, domnul judecător. Cum vedeți, domnul Piperea, soluția care ar fi corectă? Soluția ca Parlamentul României, printr-o lege trecută în regim de urgență, să anuleze toate aceste amenzi care sunt neconstituționale, așa cum a stabilit deja Curtea, irevocabil și executoriu, sau Guvernul României să dea o ordonanță de urgență pe care tot așa în regim de mare viteză Parlamentul să o valideze? Bineînțeles că este preferabil o ordonanță de urgență pentru că aia intră în vigoare imediat. O lege în Parlament, cât ar fi de procedură de urgență, tot durează 2-3 săptămâni și se iese din starea de urgență, ceea ce ar însemna să devină inutil. Îmi cer scuze, nu știu despre ce domnul judecător vorbiți, că dacă ar fi fost așa, nu vorbeam înainte. Domnul judecător Petre Lăzăroiu este alături de dumneavoastră. Bun, da. Îl salut pe domnul Lăzăroiu și mai vreau să spun doar atât, că am observat o grămadă de lor de atitudine incredibile împotriva Curții Constituționale ieri și astăzi, care au ajuns până la ideea de a desfința Curtea Constituțională pentru că și că ar fi determinat anarhie. Nu Curtea Constituțională a determinat anarhie, ci cei care au emis aceste reglementări greșite, neatente, ba chiar irresponsabile și care trebuie să repare de urgență această greșeală.
Închipin a spune că în momentul de față, când toată lumea încalcă Constituția, începând cu președintele Iohannis, să desfințesc Curtea Constituțională este o mare nenorocire, pentru că este singurul garant care ne-a mai rămas al Constituției. Vă mulțumesc mult, domnul Piperea, doar fac o precizare, pentru că guvernul nu este reprezentat în emisiunea mea și este corect ca cineva să-i reprezinte punctul de vedere, așa este deontologic, ar fi trebuit să sun pe cineva de la guvern, dar ei sunt foarte, acum foarte prinși cu problemele pe care le-au de rezolvat. Hiba pe care îmi permit să o constat și uite chiar o să văd dacă mă validează valorosul judecător pe care l-am la telefon, hiba este lipsa de acuitate în prezentarea elementelor care să stea la baza amendării populației. Pentru că măsurile au fost corecte. Măsura de a pune poporul într-un stand-by, într-un moment de oprire temporară ca să nu dăm nenorocitului ăsta de virus spațiu de manevră, au fost corecte toate măsurile. Aplicarea acestor măsuri și coerciția au fost puse în operă, după părerea mea, complet aiurea, de vreme ce nu există. Și acum vă spune unul care a făcut facultatea de drept, comedie bunicică. Nu există nicio, m-am uitat și eu pe documentele emise de guvern și pe ce am putut să văd de la curte, pentru că nu e publicată încă motivarea. Dar vă spun așa, și vedem ce părere are după aceea concluzia domnului judecător. Păi băi, oameni buni, nu poți să spui lucruri care n-au niciun fel de element care să stea la baza unei judecăți într-o instanță. Nu există. Să știi care e diferența de element constitutiv pentru o infracțiune de 2000 de lei amendă, 6000, 10000, 20000, nu scrie nicăieri. Nu e clar. Nu știi dacă ai trecut pe roșu sau n-ai acordat prioritate, nu știi. Nu știi dacă ți-a carnetul pentru o faptă de depășire a unei coloane sau de n-ai lăsat salvarea să treacă. Domnule Zăroiu, cum e? E complicat și la același timp este foarte simplu, dar pentru cei care cunosc problemele, sigur că nu este așa de greu de înțeles. Ce se întâmplă? Așa cum spunea și domnul avocat și cum spunea bine și domnul Coană, eu la ora 12 astăzi am la România TV am avut o intervenție, sigur tot telefonică, și m-au întrebat ce recomand. Păi sunt două recomandări de făcut clare în această situație. Odată, cetățeanul să respecte prescripțiile situație de urgență, pentru că este evident că nu putem să aruncăm țara în haos. Adică nu putem să instaurăm o anarhie pentru faptul că o lege a fost trecată neconstituțională. Și doi, recomand polițistului să-și exercite autoritatea în mod elegant, cu foarte multă conștiență, cu foarte multă parțialitate și cu profesionalism. Ultima întrebare, domnule judecător. În opinia dumneavoastră, cine ar trebui să anuleze toate aceste amenzi pentru ca 300 și ceva de mii de dosare să nu ajungă în instanțe? Păi cine l-a provocat? Adică guvernul. Poate să dea ordonanță în materia aceasta? Sigur că da, sigur că da. Poate guvernul să facă în așa fel încât Parlamentul, care nu este de aceeași culoare politică, să nu conteste sau să atace acea ordonanță? Nu va ataca nimeni, vă asigur eu, pe treaba aceasta. Dacă nu va este un act de clemență, este un act de clemență, dacă e foarte bine fundamentată, ea se aplică fără niciun fel de problemă. Păi, faptul că este declarat o neconstituțională documentul respectiv este, cum să zic, suficient? Domnul Barbu, este pe baza unui studiu fundamental. Orice guvern a dat amnistii fiscale. În momentul în care constați o situație care depășește realitatea, o corectez și o corectez prin amnistie. Deci sintagma ar fi un act de amnistie fiscală care să vizeze punctual doar această perioadă și doar aceste amenzi. Și doar aceste amenzi și atenție să scoată din sfera amnistiei fiscale fapte cu violență care sunt obligatorii și infracțiuni și atunci nu mai discutăm despre acești nenorociți care practic au pătat România la propriu și la figurat. Deci poate disjunge guvernul prin ordonanță pe aia tatuații aia, jegoșii aia mulți care au ieșit la pradă și cu topoarele în stradă, de omul care, bătrânul care s-a dus până la colț să-și ia o pâine și a uitat să aibă declarația la el. Sigur că da, nici poveste, deci lucruri total diferite. Orice infracțiune absorbe în conținutul ei
toate celelalte acte și fapte conexe care pot fi și contravenții. De mare ispravă pentru cei de acasă, intervenția dumneavoastră, domnule judecător, vă mulțumesc mult pentru ea. Mitică, tu cum vezi și cum, care-i spiritul? Eu văd așa. Poftim? Eu văd extrem de simplu. Luam consilier pe domnul Lăzăroiu și legiferam corect. Nu luam consilier din ăștia care se cred autoștiutorii cu tentă de dictatori, oameni care nu au citit Constituția. E o carte micuță, Constituția, nu e așa de mare. Și norme de tehnică legislativă, legea 24 pe 2000. Au pus și o să te întreb ceva să dai, o să te întreb ceva să dai din casă, dacă vrei. Ai zeci de mii de membri în sindicatul tău din toate structurile ministerului, toate aceste structuri fiind implicate în stradă, mă rog, metaforic, în linia întâi, în lupta contra COVID. Cum au primit filialele, toate filialele din toate județele, recomandarea ta? Au primit-o cu reticență? Ți-au spus, lasă-ne bre, că au primit-o cu multă, cu multă deschidere, pentru că eu am recomandat acest avertisment ca să-l scot pe polițist din conflictul cu acea conducere abuzivă care încearcă să instige la aplicarea unor amenzi în măsura în care curtea s-a pronunțat ca fiind ilegale, și să-l scot din acest conflict, să nu poată declanșa o cercetare penală sau administrativă împotriva lui, de asemenea să-l pun într-o poziție de non-combat și de eleganță și cu contribuabil care practic nu va fi sancționat pe pecuniar. Deci tu mergi pe varianta avertizmentului ca să împaci. Merg în spiritul domnului judecător și spun că trebuie să rămânem în continuare în izolare până în 15, după care vom vedea ce înseamnă starea de alertă. Corect, bravo, și să o gestionăm printr-un avertizment. Eu am încercat să spun și transmit mereu mesajul ăsta. Aceste ordonanțe de urgență cu privire la aceste contravenții extrem de mari aveau foarte multe elemente de neconstituționalizate. Odată, se era reglementat printr-o normă internă. Al doilea element, erau amenzi extrem de mari, 4.000 de euro în România, un maxim special și un minim special de 500 de euro, în condițiile în care salariul de bază minim brut este de 250 de euro. Și haideți să comparăm cu Franța, unde salariul de bază minim brut este de 1.100 de euro, iar maximul special al unei contravenții de acest tip, identică cu a noastră, e de 150 de euro, iar minimul de 50 de euro. Exemplul tău este elocvent. Vă mulțumesc mult, domnule judecător, vă mulțumesc mult, domnule președinte. Revin la un subiect pe care l-am făcut în ultimele zile. Nu că ar fi o marotă, nu că ar fi o obsesie de a mea, nu. Dar este vorba, atenție, în medie, de 600-700 de mii de bucureșteni. Și atenție, când facem subiectul ăsta, nu ne gândim doar la cei 600-700, aproape un milion de bucureșteni. Lasă metro, așa, iată la ce mă refer. Garniturile de metrou, atenție, atenție, fiți atenți la subiect. Sunați-vă prietenii, vecinii și rudele. Când vedeți imaginile astea, gândiți-vă că discuția pe care o să am acum este o exclusivitate și îi mulțumesc mult bunului meu prieten Cornel Rădoi. Salut, Cornele! Sănătate! Așa, de ce? Pentru că discuția cu Rădoi, liderul de la Metrorex, de la sindicat, este o discuție care pe extensie merge către CFR Călători, merge către RATB, în sensul în care imaginile astea arată cel mai vulnerabil punct din România în ceea ce privește transportul în comun. E pistol cu apă trenul, e pistol cu apă autobuzul sau tramvaiul, sunt pistoale cu apă și trolebuzele și... Nu. Ăsta va fi nenorocire. Dacă nu se găsește soluție aici, a căzut toată șandramaua. De ce? Ori îl interziși și spui nu mai mergem cu metrou, ceea ce ar fi răzmeriță în București, ca la 907, ca la Bobâlna, ori spui, cum am auzit, intrăm pe o poartă și ieșim pe alta, verificăm temperatura, masca, dacă sunt bikini bine purtați, bine curați. Băi, fraților, păi ajung oamenii la serviciu la ora 12. Sunt dați afară fix după 3 zile de la muncă. Eu, dar nu mă exprim. Cornele, cum ați hotărât în primul rând să protejați bucureșteanul? Că acum, ca să fiu sincer, mă interesează și sindicatul tău, adică cei care conduc metrou, care lucrează în metrou, care sunt în legătură cu sute de mii de oameni în fiecare zi. Dar mai mult mă interesează de sutele alea de mii de oameni. Ce ați discutat? Ce măsuri se iau? Da, domnule Băr. Vreau să vă spun că sunt, în primul rând, permiteți-mi să fac și eu, ca cetățean român, un
cât zice o mică analiză vis-a-vis de ceea Hai că nu avem decât 2-3 minute, Cornele. Apropo, scrie pe ecran Ion Rădoi. Îl cheamă Ion Cornel Rădoi, credeți-mă că mă bate la cap. Teddy, că a scris el pe ecran Ion. Da, mă, îl cheamă și Ion. Dar eu îl știu de Cornel Rădoi de 30 de ani. Nu, da, Cornele, Ion, zi. Ion Cornel. Da. Deci, aș vrea totuși să fac o remarcă față de ceea ce ați prezentat mai devreme. Deci nu se poate să nu ții cont de salariul minim. Am fost și noi trecuți prin acest Parlament al României și indiferent de ce lege am dezbătut, am ținut cont, cum țin toți cont în lumea asta, de salariul minim pe economie. Bun, sunt unic care... Da, mamă, Cornelu, și am înțeles cum e cu salariul minim. Zile că lumea acum e grămadă pe televizoare să vadă ce le spui cu metrou. Revin asupra așa, întrebării propriu-zise, ce se întâmplă cu metrou. Metrou, din fericire, la ora actuală, zic din fericire, în sensul că a început să crească numărul de călători, după ce a fost această nebunie și de acest virus, dar, în momentul de față, trebuie ca să revenim la numărul de călători. Băi, Cornele, băi, domnul lider, o să revenim, că n-au cu ce să meargă la serviciu, Doamne iartă-mă! Important e cum se va intra în garnitura de metrou, cum se va păstra distanța de 2 metri, că am înnebunit cu capul 1,5 metri. Uite-te la imaginile astea, că sunt filmate la voi, la Unirii, cred. Da? Unde pui tu 1,5 metri dimineața când se duce lumea la muncă sau seara la ora 5:30-6 când vin oameni acasă? Suntem nebuni. Domnul Tudor, imposibil să faci așa ceva. Este o exagerare. Păi cum exagerare? Stai puțin, Cornele, cum adică exagerare? La ore de vârf ce să faci cu acești oameni care, așa cum îi privim, nu au ce să facă, cu ce să meargă, cum să... Bă, voi ați discutat pe bune, Cornele, voi ați discutat la sindicat ce se va întâmpla? Ai lasă conducerea metrolei, că ea depind de alții. Ia voi, sindicatul, ați discutat între voi, mecanicii, voi, personalul. Dar nu avem ce să facem altceva, noi lăsăm liber. Mie mi se pare o exagerare, dacă mă întrebați direct. Direct vă răspund. Că n-am nicio apăsare, ca să zic așa. Adevărul. Deci adevărul ăsta este, n-ai cum... Deci este o exagerare din partea chiar a autorităților. Nu zic că nu trebuie să respectăm legea. Dar cum să o respecti în condițiile în care la ora 6, de la ora 6 dimineață până la ora 8 există aglomerație la metrou? Ce să le faci? Cum să le ținem pe rând așa? Până auzi că trebuie să fie atent, spun eu cum. Am auzit eu vești. Se intră pe o gaură a metroului, se iese pe alta, nu ca acum intri pe unde vrei, prima. Al doilea, se poartă mască, se poartă ochelari. Al treilea, fii atent, se intră la ore diferite la metrou și se verifică ori temperatura, ori termoscanere, oriceva în haosul ăsta. Uitați-vă, că astea sunt imagini reale. Adică... Ăsta este adevărul. Deci e o minciună. Minciună, domnul Barbu, minciună! Trebuie să găsească, Cornele, trebuie să găsească o soluție, frate, că nu se poate. O soluție care, pentru ce? Ca să păstreze distanța de siguranță sanitară. Par asta la metrou niciun caz nu o să va păi realiza. Păi da, Cornele, ăsta. Dragă, dar dacă la imaginea pe care o vezi acum se va întâmpla și după 16 mai, vine galeria lui Steaua, vine galeria lui Dan Petrescu, vine galeria lui Dinamo, a Rapidului, a Craiovei, a Timișoarei și ne dau palme peste ce ați făcut, bă, nenorociților, mi-ați închis stadioanele și la metrou e stadion în mișcare? Așa va fi, Cornele. Îi așteptăm cu multă plăcere. Ca să spun de ce. Deci, în această perioadă de circa 2 luni, noi am avut 3 cazuri, cazuri care, de fapt, au venit cu acest virus din afară. Deci eu sunt circumspect asupra ceea ce înseamnă acest virus. Eu îi spun lui Hergeu acolo la CNA, nu sunt de acord cu domnul Ion Cornel Rădoi deloc, domnul Hergeu, CNA-ul. Virusul există, nu vă luați după omul ăsta. Să știți că oameni precum Cataramă, care s-a dus
s-a pupat cu țiganii ca să-și ia virus mult, sau cu romii, ca să... dar să știți că nu-i nimic peorativ, eu iubesc etnia țigănească, o iubesc și o respect. Vreau să spun așa, Cornele, va fi greu, va fi foarte greu de găsit o soluție și acum fără niciun fel de mișto, va fi foarte greu de găsit o soluție la metrou, în transportul în comun și în trenuri. Va fi foarte greu. Acum întrebare, că tot te-am prins la colțul roșu, la meciul ăsta telefonic. Ia zi-mă, frate, cum e cu noua magistrală la metrou, că așteptăm toți vești, de fapt toți. Mulți oameni așteaptă cu magistrală aia, 5 sau cât e. Da, e o chestie, e una de minciună crasă. În anul 2011 s-a început această lucrare. Cu o parte dintre colegii tăi vorbeam și le spuneam, când au zis că se termină această magistrală? Și în 2015. Și eu am spus minciună. Și nu s-a terminat? Păi dacă trebuia în 2015, suntem în 2020 și nu s-a terminat. Și încă o minciună, o minciună care îi aparține ministrului actual al transportului. Aia, uite, mă pui rău cu PNL-ul, mă pui rău cu liberalii acum, ia zi. Nu știu. Las că-mi trece, mi se cicatrizează până la finalul emisiunii, zi. Hai să ne punem rău amândoi, dacă este așa. Așa, ia zi, ce-a făcut ministrul ăsta? Deci, acest ministru declară că până la data de 30 iunie se va da în exploatare metroul. Minciună! De unde? Nu, în primul rând, pe ce te bazezi? Poate îl dăm folosință. Nu. Hai să vă spun. La ora actuală nu s-a terminat, din punct de vedere al constructorului, lucrările. După care urmează recepția luată pas cu pas pe fiecare unitate, secție a metroului, care sunt 10 la număr. Și asta înseamnă săptămâni întregi pentru fiecare. După care urmează probele tehnologice. Dom'le, acești oameni care nu sunt de profesie, eu nu știu de ce nu se întâmplă și în țărișoara asta un lucru foarte clar. Ei sunt preocupați de una, de alta, de... Deci, Cornele, politice, ca să tragem o concluzie, că știrea zilei bănuiesc că la toate televiziunile astea va fi ce spune liderul de la Metrorex. E vrăjeală oarecum în vărzucă, o diminuăm un pic așa să nu se supere Hergeu, e vrăjeală în vărzucă faptul că în vara asta o să avem magistrala asta în folosință pentru români. Uitați! Să uităm de aia. Uitați! Deci uitați dacă vom reuși să o dăm până la sfârșitul anului. Și asta în anumite condiții. Păi da, mă, dar electoral s-ar putea să fie mai bine la sfârșitul anului. Păi nu știu dacă este mai bine, că nu ne interesează asta. Ne interesează promisiunile care le-a făcut ca să dai la sfârșitul lunii iunie în exploatare, așa cum a zis actualul ministru, care nu vorbește cu nimeni. Ei, eu știu că tu ești răutăcios cu liberalii, dar n-avem ce să facem acum. Nu sunt răutăcios cu liberalii, că, de exemplu, îl respect pe... Eu vreau să vă spun, indiferent cum se interpretează, eu îl respect pe Orban, care este prim-ministru, pe secretarul general al guvernului, îi respect pentru că au lucrat în Ministerul Transporturilor și la vremea respectivă și-au făcut treaba. Mulțumesc mult, oameni buni, a fost Cornel Rădoi. Sau, mă rog, Ion Cornel Rădoi, ca să-i dau și lui Teddy cei al Cezarului. În plasmă, o să-l vedeți imediat, iată-l, bă, mută pe camera 1, așa, mă, prieten. Un om care luptă ca avocat ce este pentru rezolvarea unei probleme pe care astăzi înțeleg că guvernul României s-a implicat să o rezolve. Problema dintre cei care iau chirii și cei care plătesc chirii în România, ambele părți fiind părți ale unui contract economic, adică firme. Sunt mall-uri, supermagazine, sunt frizerii, astea, coafoare, restaurante, cafenele, care sunt în locații pe contract de închiriere. Bă, avem și aici, lângă B1, prietenii noștri de lângă, nu le dau numele, dar să-i salut, niște oameni minunați, de la care noi întotdeauna luăm cafea, că de aici, fiind la 2 metri de postul nostru, bă, sunt închiși, numai că plătesc chirie. Și avem aici exemple în Calea Victoriei. Mergeți pe Calea Victoriei în București sau mergeți pe ce șosea principală vrei sau bulevar în orice oraș. Sute de magazine închise. Alea înseamnă zeci de mii de locuri de muncă.
Bună ziua, Radu! Ne auzim? Mă aud? Da, bună ziua, bună ziua, domnul Barbu. Mulțumim frumos de invitație. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Spuneți-ne cum priviți intervenția publică a domnului Dancă astăzi, care spune așa, din ce am înțeles eu, că va face, sau guvernul a făcut deja un demers pentru ca autoritățile locale să scadă aproape 50% sau chiar 50% din impozitele marilor lanțuri de mall, de supermarketuri, de nu știu ce, tocmai pentru ca cei din retail sau cei cu frizerii sau cei cu saloane de înfrumusețare sau cei cu cârciun, cu cafenele, să aibă o problemă rezolvată cu chiriile pe perioada stării de urgență. Am primit-o ca pe un prim răspuns la scrisoarea noastră deschisă din 14 aprilie, ultima oară când am fost invitat la dumneavoastră în emisiune, vă aduceți aminte? Era o scrisoare deschisă către Guvernul României. Corect. Contrasemnată de peste 500 de companii din retailul românesc, care aveau 2018 undeva în jur de 17.000 de salariați și o cifră de afaceri de peste 1 miliard de euro. Cu creșterile din 2019, vă imaginați că numai scrisoarea aceea au semnat-o angajatorii a peste 20.000 de oameni. Radule, spune-mi, ai spus primul pas, ai spus că e vorba în sufletul și în mintea voastră, e primul pas al guvernului de ieșire în întâmpinarea voastră și de păstrarea acestor locuri de muncă. Câți pași mai sunt de făcut? Un singur pas este de făcut. Pasul de completare a măsurii din ordonanțele militare 1 și 2, odată cu suspendarea comerțului, odată cu suspendarea restaurantelor, barurilor și restul comerțului nealimentar, trebuiau suspendate și contractele de închiriere. Guvernul poate și trebuie să facă lucrul ăsta ca să lămurim problema odată și pentru totdeauna. De ce nu o face, nu știu, de putut sigur poate. Întrebare, nu mă pricep, scutirea asta despre care am auzit la șeful cancelariei lui Orban, la domnul Dancă, de 50%, atenție, stimați-le spectatori, nu e de colea, nu mă pricep pentru că nu știu cuantumurile, Radu le știe sigur, cuantumul acesta pentru ca scutire de impozit pe clădiri, pe terenuri, reprezintă pentru cei care închiriază cârciumarilor, închiriază celor care au cafenele, retail-ului, închiriază spații, e acoperitor sau e doar așa o frimitură? În primul și în primul rând că nu este o măsură. Va fi o măsură în momentul în care actul normativ pe care l-a anunțat va fi luat în considerare de fiecare autoritate locală, care va da la rândul ei un act normativ de aplicare locală prin care va dispune măsuri. Deci discutăm de ștafeta din copilăria noastră. Iartă-mă că de la începutul interviului mă bate în cască Teddy pe bune cu biciu. Da, m-am cer scuze, Teddy, ai dreptate, sunt foarte obosit. Nu-l cheamă Radu. Nu sună nici Radu Cristescu rău. Nu că l-aveam pe Radu Cristescu în cap, Doamne, iartă-mă. Știu, Cosmine, iartă-mă. De la început ți-am spus Radu și este mea culpa. Mi-a plăcut indulgența cu care n-a schițat nici un mușchi, nu i s-a mișcat pe față, deși în gândul lui era așa, bă, dar chiar glumești pe bune, Tudore, cum, nu mă cheamă Radu. Ok, mi-am cerut public scuze, mea culpa. Cosmine, încă o dată, scuze, te întreb. Se va face și pasul, după părerea ta și după ce intervenția ați făcut la echipa domnului Orban, se va face și pasul pe care îl așteptați? Frizerii, repet, restaurante, cafenele, mall-uri, toată lumea așteaptă acest pas? Nu știu dacă se va face pasul ăsta. Noi canalul de comunicare cu guvernul l-am păstrat în permanență deschis. E de lămurit în legătură cu măsura de azi dimineață, așa cum a fost ea anunțată, că oricum taxa pe proprietate tot noi o plăteam centrului comercial sau proprietarului care are tipul ăsta de contracte care ne interesează pe noi. Ele se numesc contracte triplu net, în realitate sunt quintuplu net, dar n-are rost să mai intru în detalii, nu facem aici legal dictionary. Noi plătim toate cheltuielile centrului comercial, toate taxele centrului comercial, mai puțin impozitul pe profit. Deși probabil că s-ar putea ajunge și acolo. Noi plătim chiria, care acea chirie este venit net. Noi plătim taxa de marketing, tot efortul de publicitate al centrului comercial, al spațiilor respective, sunt achitate de noi.
și noi plătim cheltuielile comune, adică tot ce înseamnă mentenanță, tot ce înseamnă taxe pe proprietate, tot ce înseamnă poliță ultima de asigurare, întrebare, ultima întrebare, Cosmin. De chiriaș. Cosmin, ultima întrebare, dar vreau să fiu extrem de sincer. O nerezolvare a acestei probleme naționale, nu, o problemă internațională, v-am spus când am vorbit data trecută cu Cosmin, o mare firmă pe planetă a început să-și închidă magazinele doar pentru că nu se rezolva problema. S-au găsit, în Occident s-au găsit rezolvări. Ba și lângă noi. Cred că Polonia este, Polonia, nu, Cosmine, este cea care, odată cu ordinul militar, a oprit și contractele, nu? Parcă Polonia. Sigur că da, sigur că. Așa, și a rezolvat dintr-o singură măsură, Tudor, foarte important, a rezolvat dintr-o singură măsură și ce se întâmplă după. Corect, i-a forțat corect pe toți ca în 3 luni de zile de la reluarea activității, fie să se înțeleagă pe noua paradigmă economică, fie să înceteze contractele corect de închiriere. Deci, precizare, atenție! Restaurantele, cafenelele, saloanele de beauty, tot ce vreți, mall-urile în Varșovia, în Katowice, în ce oraș vreți voi din Polonia, în toată Polonia, s-au oprit contractele în momentul în care s-a dat prima ordonanță, ordonanța militară numărul 1, că și ei au dat ordonanțe fix ca noi. Întrebare, dar sincer, Cosmin, în cazul în care nu se ajunge la liman în România, câte firme își vor pune zăbrelele definitiv pe ușe și câte locuri de muncă estimați voi că se vor pierde? Eu știu că ați făcut calculele. Cel mai important lucru se va petrece fenomenul istoric în care o clasă de agenți economici complet inactivi, complet inerți, nu vor suporta costul crizei. Deci mall-urile nu sunt hipermarketuri care ne țin pe toți în viață, nu sunt nici farmacii, nici nu importă ventilatoare și măști. Sunt niște agenți economici care în momentul de față stau acasă ca noi toți și se așteaptă să încaseze chirie. Deci noi nu facem încasări. Mai mult ar trebui, teoretic, să le plătim și lor chiria. În felul ăsta, chiria și suportă de două ori costul crizei, proprietarii niciodată. Chestiunea asta e o chestiune istorică și trebuie menționată ca atare. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult, Cosmin! Și ca să fim corecți, îl păstrez în cadrul ca să fie ceva, dacă zic vreo nefăcută, dar sunt convins că nu zic. Și mall-urile care stau acasă plătesc bani statului român, deși au porțile 90%, 99% închise, au deschise numai partea alimentară și de farmacii. Ca să fim corecți. De-aia a ieșit Dancă, de-aia au ieșit oamenii lui Orban azi să deschidă portița rezolvării acestei probleme. Eu sunt convins că se va rezolva pentru că nu poți să lași zeci de mii de oameni și zeci de mii de firme în aer și nici activitatea mall-urilor care sunt atât de necesare să o lași, cum să zic, în ceață. Mulțumesc mult, Cosmin! Aștept vești bune de la voi sau de la domnul Dancă. Ne-am întors în direct, stimați telespectatori, o știre care nu face altceva decât să confirme ceea ce vă spun de 72 de ore, în premieră, în presa română. În perioada de Crăciun va fi valul 2, îmi asum ce spun, valul 2 de COVID-19, care va face ca Crăciunul, e cacofonie, nu, ca virgulă Crăciunul, dar nu e cacofonie, ca sărbătorile de iarnă să le petrecem fix ca cele pascale, închiși în casă, unii în carantină, alții în autoizolare și 99% cu declarație de aia, dacă mergi până la alimentară, să spui de ce te duci la alimentară la ora aia. Gabriela Vrânceanu Firea a anulat oameni buni, după cum vedeți în această știre, evenimentele din capitală, inclusiv târgul de Crăciun și concertul de Revelion. Este caz unic de la înființarea acestor evenimente care marcau sărbătorile de iarnă în capitala Republicii România. Caz unic. Adică târgul de iarnă, odată înființat cu ani în urmă, nu s-a închis niciodată. Acum nu va mai avea loc pentru că a fost anulat. Concertul de Crăciun care scotea în fiecare an zeci de mii de bucureșteni cu sticla de șampanie în mână și paharele în buzunar ca să meargă să sărbătorească sub foc de artificii și cu chitări și cu formații și cu alea, s-a terminat. Nu o să intru în comentarii, în schimb, pe tema asta. Nu e treaba mea. Așa a decis primarul capitalei și probabil că are informații mai bune decât le am eu. Numai că eu, înaintea Gabrielei Vânceanu Firea, v-am spus că fix așa va fi de Crăciun. Am fost primul în presă. Și îmi dau cu cărămida puțin pe piept, pentru că am fost primul. Știți? Am fost eu primul la multe în această campanie. Da? Aduceți-vă doar aminte că eu cu Petrișor Peiu am fost primii în istoria presei române care v-am spus aici în platou, nu mai dați mâna unii cu alții. Primul. Bună ziua, domnule Coșa. Bună ziua. Știrea de pe ecran, cum o citiți? În ce cheie?
Nu citesc, că nu sunt la televizor, dar citesc, am auzit-o. Vă citesc eu. Firea a anulat toate evenimentele din capitală, inclusiv Târgul de Crăciun și concertul de Revelion. Asta e știrea. Da, eu nu știu, că eu citesc foarte mult. Probabil că multă lume citește, foarte multe se întâmplă în lume. Știrea asta nu apare nicăieri ca fiind ceva sigur. Nimeni nu știe ce se va întâmpla. Sigur că ar conveni la foarte mult să fie așa, pentru că e un control foarte strict asupra populației. Dar deocamdată nu e absolut nimic sigur și deci nu avansez pe linia asta, deși am văzut că doamna Firea face investiții pentru viitoarea boală. Adică în loc să ne gândim cum să hrănim oamenii astăzi, ne gândim cum să-i spitalizăm în noiembrie. Dă drumul la un spital făcut din containere pentru un parc în care a tăiat toți pomii, așteptând clienții în noiembrie sau în decembrie. Eu zic că face face bine, nu firea. În general, cine pregătește România, cum e aia, civit pace parabelum. E bine, eu zic că e bine, că dacă vine valul 2 și ne prinde ca ăla valul 1 cu magazia de rezervă strategică goală, că așa ne-a lăsat-o fosta guvernare tanti Vasilica, am terminat-o, domn profesor. Nu, eu nu sunt de acord cu asta, cred că trebuie să avem o magazie plină și cu mâncare. Am înțeles. Întrebare esențială pentru azi, știrea de azi. La Cotroceni s-au întâlnit președintele Republicii cu premierul, cu șeful Băncii Naționale, domnul Isărescu, și cu șeful finanțelor, domnul Câțu. Acolo s-au discutat despre pensii și despre reculul economic uriaș cu șomaj și firme falimentare. Da. Ce pot să vă spun? Din comunicatul domnului președinte s-a înțeles foarte puțin. S-a înțeles numai că s-ar putea să nu fie din nou o restricție, o austeritate. S-ar putea. Ce cred eu că s-a făcut acolo? Cred că domnul Isărescu a informat foarte precis că suntem într-un mare pericol din cauza deficitelor pe care le avem. Liberalizarea deficitului pe care l-a făcut Uniunea Europeană e un mare pericol, pentru că se poate trece la o cheltuială fără noimă. În al doilea rând, sper că după ceea ce s-a întâmplat, după ceea ce s-a publicat la Uniunea Europeană, la FMI, domnul ministru de finanțe Câțu să aibă o privire puțin mai realistă asupra economiei. Nu avem nicio posibilitate ca să sărutăm așa ca o rachetă în viitorul trimestru. Lucrurile sunt foarte, foarte periculoase în economie în momentul de față și eu sper că la această întâlnire, pe care o salut, pentru că e prima oară când este băgat în seamă și guvernatorul băncii, nu e oricine în țara asta, sper că s-au făcut anumite clarificări asupra situației extrem de grave în care ne aflăm. Ultima întrebare, dar răspundeți repede. Pe o scară de la 1 la 10, cât e de mare pericolul pentru toamnă și iarnă? Nu știu, nu pot să dau nicio știre. Economic pot să vă spun, pandemic nu. Economic este 10. Mulțumesc mult. Asta era, de asta mi-era frică. De 10 ăsta spus de profesorul Coșa. Revenim cu analiza economică, socială și mai ales medicală, transmiterea pe cale sexuală a COVID-19, fix peste câteva minute, ora 17. Nu ratați!